Salut, prieteni! Am adunat pentru voi noi videouri cu cele mai nebune lupte ale animalelor, așa că așezați-vă cât mai comod, apăsați play și să începem! Iată abilitățile incredibile de vânătoare ale unui leopard care a observat un leneș pe copac și într-o săritură frumoasă îl atacă. Pisica cade jos cu tot cu pradă și se pare că rămâne nevătămată. Principalul e că mâncarea a rămas în gură. În Noua Zeelandă, o pasăre scua a atacat o femelă pinguin, care își apăra ouăle. Scua obraznică nu atrage atenția la pinguin, o împinge pe femelă de la cuibul ei și îi fură unul dintre cele două ouă. Animalele uneori se comportă absolut inadecvat. De exemplu, această mamă bivol și-a lăsat puiul nou-născut în iarbă și a plecat cu turma sa. Puiul desigur că a început să strige după ajutor, ceea ce a atras imediat atenția prădătorilor. Pentru hiene, ăsta e un cadou adevărat, o bucată fragedă de carne, fără protecție. Urmează niște momente amuzante în care pisicile vânează prada. Iată trei blănoși care au un singur scop, porumbelul gri. Nimeni din ei însă n-a reușit să-l prindă. Următorul moment a fost filmat în parcul Kruger, în Africa de Sud. Un grup de babuini ucideau o turmă de maimuțe Clorocebus. Da, babuinii nu sunt pe departe vegetariani și pot să-i vâneze pe cei de felul lor. Lupul a observat în apă o pradă aparent ușoară, o vidră de râu, dar când a încercat să o atace, a simțit asupra sa toată furia animăluțului mic. Vidra îi răspunde la fiecare încercare de a o mușca. Lupul a înțeles rapid că animăluțul nu e de nivelul lui și a plecat imediat. Doi lupi în parcul Yellowstone s-au apropiat de un bizon care stătea în preajma unui vițel nou-născut mort. Bizonul protejează puiul de lupi fără să înțeleagă că n-are sens. Asta a continuat destul de multă vreme și cu ce s-a terminat totul nu e clar, fiindcă cei care filmau au fost nevoiți să plece. Urmează un moment impresionant în care un leopard vânează o impală. O turmă întreagă aleargă de prădător. Pisica sălbatică în timpul saltului prinde prada la 2 metri deasupra solului, necătând la faptul că impala fugea foarte rapid. Un atac pe seama! Această pasăre rinocer a aterizat pe balconul unui apartament, unde erau o mulțime de colivii pentru păsări. Mult timp, oaspetele neinvitat se gândea cum să scoată de acolo snack-urile delicioase. Apoi pur și simplu s-a cățărat pe colivie și a scos sărmana pasăre de acolo cu ciocul său uriaș. Urmează o scenă ciudată. Un leu urmărea cu privirea o zebră, ce pur și simplu stătea pe loc și părea foarte slăbită. În timpul atacului, nici nu prea s-a străduit să fugă sau să se opună. Leul pur și simplu a pus-o la pământ și a sufocat-o. Iată un alt moment asemănător. Copilașul se juca cu câinele său pe afară. Câinele vecinilor alerga cu viteză maximă spre copil, dar patrupedul curajos a acționat ca un erou adevărat. A blocat atacul cu sine și a salvat micuțul. Un fotograf a capturat un moment într-adevăr intens. Un jaguar s-a aruncat în apă, într-o luptă cu un aligator. Un bărbat din Africa de Sud, în vârstă de 34 de ani, a reușit să filmeze aceste imagini în timpul unei excursii în America de Sud. Pisica sălbatică a reușit să tragă crocodilul la țărm, iar bărbatul a zis că puterea jaguarului era ceva din altă lume. Este un video foarte rar. Pisica serval atacă un șarpe venenos chiar pe drum. Pisica se pare că e foarte flămândă. Încearcă din toată puterea să îl ucidă și să evite mușcătura. Vipera a reușit să ajungă în iarba uscată, dar pisica nu a lăsat-o să plece și și-a continuat batjocora, fără șanse pentru șarpe.
La o gură de apă s-au strâns niște girafe, bivoli și mistreți. Animalele au ocupat rând după statut, dar când de ele s-a apropiat un elefant mare, toți s-au împrăștiat rapid, din respect. Unui mistreț însă pare să nu-i pese de uriaș. El continuă să bea, ceea ce îl înfurie enorm pe elefant. Mistrețul aproape că s-a întors pe spate când a fost avertizat de gigant, dar totuși n-a plecat departe. Un șoim a decis să vâneze două rațe mari, dar ele s-au dovedit a fi foarte înțelepte. La fiecare atac, acestea se scufundau sub apă. Prădătorul n-a reușit să prindă pe nimeni. El și-a pierdut timpul și puterile în zadar. Un moment incredibil, o pisică africană sălbatică în timpul saltului prinde o pasăre mică. Da, saltul e frumos și merită aplauze. Iată o luptă incredibilă dintre o leoaică și un leopard. Puteți vedea cum se luptă într-adevăr. Leopardul desigur că încearcă să fugă, dar leoaica îl trage înapoi. Prădătoarea ar fi putut să-l ucidă cu ușurință, dar și loviturile ghearelor leopardului sunt foarte dureroase. Curând, pisica pătată reușește să se ascundă în copac. Un leu nu prea deștept a decis să se bage în bărlogul unde leoaica și ascundea puii. Aceasta a aruncat asupra lui toată furia maternă. Leul, șocat, arată foarte amuzant. În Australia, niște oameni cu ajutorul dronei au reușit să filmeze cum un crocodil a prins o broască de mare chiar la 5 metri de plajă, apoi o trăgea înspre adâncime. Prădătorul gigantic o ținea strâns pe biata țestoasă și se pare că n-are nicio șansă să se salveze. Babuinii sunt niște mamifere terestre care trăiesc în Africa, în savane și pe dealuri. Sunt omnivori, așa că animalele nu prea mari cu pui n-ar trebui să se apropie de ei. De data asta, n-a avut noroc o impală și puiul ei. Babuinii i-au înconjurat în pădure, iar puiul a fost furat. Mama a încercat să-și salveze puiul, dar babuinul obraznic nu i-a permis. Un leu singuratic a decis să facă o plimbare chiar pe carosabil. În spatele lui s-au adunat o mulțime de mașini și toată lumea filma ceea ce se întâmplă. Într-un moment dat, leul decide să le organizeze oamenilor un spectacol adevărat și atacă o antilopă kudu mare. El își înfige ghearele în spatele ei. Antilopa încearcă să se opună și să-l scuture pe prădător de pe sine, dar ghearele s-au prins prea bine. Leul o doboară cu succes la pământ și începe să își potolească foamea. În aceste imagini sfâșietoare puteți vedea un cal care ține în gură un miel. Nu e clar de ce a decis să-l atace, dar așa cazuri se întâmplă. Se știe că uneori caii suferă de halucinații când mănâncă prea multe păpădii. Asta poate fi cauza de ce uneori li se pare că miei, oile sau alte animale domestice sunt lupi sau alți prădători periculoși, ceea ce îi face să reacționeze într-un mod foarte agresiv. Doi gheparzi au intrat din întâmplare pe teritoriul babuinilor, care se știe că au un caracter foarte complicat. Maimuțele nu s-au speriat deloc și au decis să alunece oaspeții neinvitați. Și ce credeți? Chiar au reușit! Acești doi tigri au decis să vâneze un inamic destul de periculos, un urs leneș. De data asta, atacul a fost cu succes. Un pui de leu s-a apropiat de un piton și a fost momentan mușcat de nasul său curios. Bine că pitonii nu sunt venenoși. Iată cum funcționează în Africa lanțul trofic. Un leopard a prins o antilopă, dar când pe alături s-au început a aduna o mulțime de câini sălbatici, prădătorul s-a ascuns în copac. Câinii s-au năpustit asupra bietei antilope, dar când s-au apropiat hienele, deja câinii au fost nevoiți să se salveze. Iată cât de lacomi pot fi pescărușii. Ei pot înghiți fără probleme un iepure întreg. Ați știut despre asta? Și veverițele fac parte din meniul lor, așa că această frumusețe pufoasă primește un bilet direct în stomacul păsării.
Șarpele a căutat o masă ușoară, dar șopârla nu s-a dovedit a fi așa. I-a organizat șarpelui o luptă infernală și n-avea de gând să se dea bătută. De la început, cei care filmau nu înțelegeau cine este prada și cine prădătorul. Ambele creaturi aveau putere. Totul a continuat vreo 2 ore. La urma urmei, șarpele a prins șopârla de bot. O pradă dobândită cu greu și înghițită de întregul. Nu știu cum mistrețul a ajuns pe teritoriul îngrădit în care se află oile, dar acolo a început lupta. Porcul sălbatic a atacat oaia care a început să-i răspundă la lovituri. Arată amuzant. Până la urmă, nimeni n-a avut de suferit. Momentul trist a fost filmat de niște martori. Un babuin a furat și a dus în copac un pui de leu. Aceste maimuțe deseori fură pui străini. De la început îi folosesc drept jucării vii, apoi pot să și mănânce. Odată ce a ajuns la babuin, nu mai credem că va supraviețui. De aia lei urăsc babuinii și se răzbună de câte ori au posibilitatea. Acest cuib de pasăre nu prea mare are câțiva pui. Ca să-și hrănească urmașii, ea se străduie din răsputeri. Când mama de nou a plecat să caute de alegurii, un prădător s-a arătat la ușa lor. El a furat toți puii și când mama s-a întors, nu mai avea pe cine hrăni. Cât de dură e natura! Zebrele naive au intrat cu întreaga turmă în apă ca să își potolească setea. Atenția lor era undeva la zero, așa că crocodilii s-au furișat chiar în mijlocul grupului. Când a început panica, toate zebrele au ieșit rapid din apă și doar una n-a avut noroc. Din oarecare motiv, crocodilii nu erau prea agresivi, iar zebra se opunea așa cum putea. Până la urmă, a reușit să iasă din apă adâncă. Reptila care i s-a agățat de fund nu voia să-i dea drumul. Stând așa undeva 5 minute, zebra a reușit totuși să se elibereze și să fugă. Sperăm că traumele nu au fost prea grave și că animalul a reușit să supraviețuiască. Un urs flămând s-a urcat chiar în vârful unui pin bătrân și a furat din cuibul de vulturi un pui mare. Motanul ucigaș a stat mult timp deasupra viziunei unui șobolan, apoi, la momentul potrivit, l-a atacat ca un ninja adevărat. Șobolanul n-avea nicio șansă. O pisică a atacat un șobolan gras în compartimentul motorului unei mașini. Șobolanul a reușit să fugă, dar nu prea departe. De așa pisică agresivă nu ai cum să fugi. Priviți aici, avem și o variantă norocoasă. Încă 3 tovarăși care au prins o pasăre. Nimeni nu voia să se împartă și a cui a fost prada până la urmă nu e clar. Pasărea a prins un pește fugu otrăvitor și îl duce în ghearele sale. Dacă veninul funcționează și asupra păsărelor, atunci nu îl invidiez deloc pe vultur. O haită de câini a înconjurat un bursuc curajos. Animalul sălbatic se apără cu înverșunare și patrupezii pur și simplu nu aveau ce să facă. Omul care filma a anunțat că foarte curând acesta s-a ascuns în vizuina sa. Un super vânător, vulturul, a prins o gâscă și o târăște spre mal. Prădătorul a decis să nu ezite, a început să își înceapă masa chiar pe mal. O femeie filma de pe geamul casei sale o mulțime de păsări care se hrăneau. Dintr-o dată au fost atacate de un șoim. Din păcate pentru el a ratat, chiar dacă micile păsări erau ocupate cu hrana. Acest ghepard și-a chinuit prada aproximativ un minut. Antilopa încercase să-l străpungă cu coarnele sale. Ghepardul nu se lăsa bătut, însă și foarte curând a reușit să doboare la pământ prada. Este o chestiune de tehnică. Acum are ce mânca. Această vacă a încercat să lovească un copilaș, dar nu a reușit. Observând că spre ea s-a repezit un ciobănesc german ca să-l apere pe micuț, s-a întors și a fugit. Câinele e un adevărat apărător al familiei sale.
Turiștii, în timpul unui safari, au reușit să filmeze cum o leoaică urmărea niște girafe. Cu părere de rău, prădătoarea a reușit să despartă puiul de mamă, care a fugit în altă parte. Micuțul a devenit pentru leoaică o pradă ușoară. Leul de mare știe foarte bine unde trebuie să vâneze pinguinii neajutorați. Când valurile spală stâncile, este foarte greu să te ridici înapoi la uscat pe suprafața alunecoasă. Acest pinguin a fost un norocos, era la un pas de moarte. Curând, leul de mare însă a avut noroc și a reușit să își prindă prada. Crocodilii au decis să vâneze niște impala care au venit să bea apă. Primele două încercări s-au dovedit a fi fără succes, dar ungulatele, fără minte, au continuat să bea apă, bazându-se pe reacția lor fulgerătoare. A treia oară, crocodilul a reușit. A apucat impala de piciorul din spate și a târât-o în apă. Nicio șansă să scape de acele fălci puternice. Această pasăre nu prea mare a stat multă vreme pe pietre, în așteptarea prăzii. A avut noroc, peștele frumos este în ciocul ei, fără ezitare îl înghite de-a întregul. Lupii au înconjurat o vacă care își apără vițelul. Cazul a fost filmat pe cameră în munții Spaniei de Nord. Cazurile de genul s-au dublat din cauza interzicerii recente a vânării lupilor pe tot teritoriul Spaniei. Lupii au fost numiți specie protejată. Se vede că prădătorilor le era foarte frică de vacă și de coarnele ei enorme. Peste ceva vreme decid să plece și să nu riște. O dramă adevărată s-a petrecut într-un cuib cu pui, care au rămas singuri. Oaspetele neașteptat, care s-a dovedit a fi o bufniță prădătoare, i-a târât pe toți puii din cuib. Familia de vânturei a decis să mai încerce încă o dată și au depus ouăle într-un cuib cu protecție 24/7. De data asta au reușit să respingă atacul unui corb și a unei bufnițe. Totul a fost bine apoi, din ouă au eclozat niște pui sănătoși. Urmărirea unor impale lângă apă s-a transformat într-o dramă adevărată, când din tufișuri au fost atacate de un leopard. Una dintre ele a alunecat și a devenit prada lui. Ținând-o strâns de gât, pisica a scos-o din apă și a dus-o la copac. Apoi s-a întâmplat cel mai interesant. A apărut hiena și a speriat leopardul, care s-a dovedit a fi cam fricos. Impala, destul de tenace, s-a folosit de moment și și-a luat tâlpășița. Următorul moment a fost filmat în Mongolia, unde un leu a decis să atace o turmă de oi. Așa, atacuri sunt destul de dese în acea zonă, unde nu prea sunt oameni. Pentru lup, oile sunt o pradă foarte ușoară, mai ales atunci când nu au unde fugi. O leoaică a decis să atace un pui de girafă. Atacul este impresionant, dar girafa puternică a aruncat prădătoarea în aer și a fugit împreună cu mama sa. Cred că vânătoarea s-a terminat acolo. Acest pui gnu și-a pierdut mama în timpul marei migrații. Era deshidratat și nu știa ce să facă, unde să meargă mai departe. Instinctele prădătorului se pornesc prin mișcările victimei, iar puiul nemișcat l-a cam făcut confuz pe leopard. A stat o vreme așa, ezitând, dar apoi a atacat. În vestul Indiei, niște martori au reușit să înregistreze întâmplător atacul unui leopard asupra unei vaci. Când au fost pornite camerele de filmat, leopardul deja o târâse pe marginea drumului și îi strângea gâtul cu colții ascuțiți. Nu s-a speriat deloc de oameni sau mașini. El era concentrat pe misiunea sa. Vaca nu mai putea fi ajutată cu nimic. Un om a reușit să filmeze lupta a doi aligatori de aceeași mărime. Nu știm ce n-au putut împărți, dar arată asta foarte interesant. Când s-a apropiat de ei, crocodilii s-au speriat și au fugit. Acest fotograf a surprins un leopard flămând undeva în Botswana, în timp ce pescuia. Este uimitor, anume modul în care prădătorul a reușit să prindă peștele. Când a început să își bage labele în gaură, somnul, fugind de pericol, a ieșit pe sus, pe mal. Apoi i-a căzut leopardul fix în cap. Prădătorul sigur nu s-a așteptat la asta.
Leoaicele atacă o antilopă gnouă. De îndată ce s-a apropiat, pisica a înțeles că această pradă nu este una chiar ușoară. A luat poziția defensivă și și-a îndreptat coarnele înainte. Acum, prada și prădătorul s-au schimbat cu locurile. Leoaica a fost nevoită să fugă în panică totală. Turiștii au observat că, pe lângă un grup de hipopotami, înoată un rechintaur. Oamenii au oprit barca lângă mal și au continuat să urmărească ce se va întâmpla în continuare. Ghidul a explicat această apropiere simplu. Hipopotamii își fac nevoile în apă și asta atrage o mulțime de pești. Și dacă pești sunt mulți, asta atrage atenția rechinelor ce caută o masă rapidă. Hipopotamii erau foarte deranjați de prezența rechinului și au început să-l atace. Din fericire, peștele era mult mai rapid decât giganții și a reușit să plece de acolo fără traume serioase. Leoaica a organizat o adevărată surpriză pentru Mistreț, atacându-l din urmă și a înfipt ghearele și colții în spatele lui. După ce a doborât prada la pământ, a început să o sufoce. Zero șanse! Niște oameni au filmat chiar din automobil așa o situație. O turmă mare de boi moscați erau atacați de un urs. Prădătorul zăcea în ambuscadă în zăpadă, pregătindu-se de atac. Turma se aruncă în fugă, cei mai mici rămân în urmă, în zăpada înaltă. Unul dintre ei a ajuns în ghearele ursului. Celălalt, prostus ce este, a decis să se întoarcă și să-și ajute prietenul. Din cauza asta a devenit și el pradă. Turma nu s-a întors să-i ajute. O mamă antilopă curajoasă a respins deodată atacul la doi gheparzi. A reușit să-și protejeze puiul nou-născut. După așa apărare agresivă, gheparzii lași s-au retras. Un șoim fără experiență a decis să atace niște găini. În loc să zboare după un atac eșuat, el a continuat vânătoarea, necătând că pe alături era un cocoș care era gata de luptă. Când cocoșul s-a năpustit asupra lui, șoimul i-a despărut toată pofta de mâncare. O priveliște uimitoare. Mai mult de 100.000 de grauri lucrează în unison ca să scape de atacul a doi șoimi. Norii enorm de păsări plutesc în aer ca și bancurile de pește în ocean când se apără. După cum a spus autorul videoului, șoimii n-au reușit să prindă niciun graur. Toate atacurile au fost fără rost. În timpul sezonului uscat este foarte greu pentru maimuță să găsească apă. În aceste bălți uscate există mulți crocodili care pot cu ușurință să-și prindă prada. Crocodilul uriaș a prins un pui, dar în ajutor vine un adult care mușcă reptila de spate. De durere, prădătorul eliberează victima, dar era prea târziu, cu părere de rău. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care lupte din acest episod v-au impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!